Și avem un început de toamnă cu temperaturi foarte prietenoase. Vedem dacă se va păstra această vreme caldă în continuare. Colega mea Anca Frumosu ne dă toate informațiile despre vreme. Anca, bună dimineața! Bună dimineața, Ana, și bun găsit tuturor! Meteorologii au emis o informare fără cod deocamdată de instabilitate atmosferică accentuată, ce ar trebui să intre în vigoare la ora 12 și va expira vineri seară la ora 21. Astăzi sunt anunțate ploi în Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei, dar și în zonele montane. Sunt anunțate cantități de apă mai însemnate, vor fi condiții de grindină, dar și vijelii. Ploile vor veni însoțite de asemenea și de descărcări electrice. Temperaturile de astăzi însă se mențin în continuare ridicate în regiunile sud-estice, unde vor fi valori de 33-35 de grade Celsius, iar cel mai răcoare astăzi în nordul Moldovei, acolo unde temperaturile pornesc de la 20-21 de grade. Ziua de mâine aduce în continuare instabilitatea atmosferică accentuată în toată jumătatea de est a țării. Sunt anunțate din nou averse torențiale ce pot lăsa în urmă cantități de apă însemnate și vor fi descărcări electrice, condiții de grindină și pot să apară din nou vijeliile. Temperaturile de mâine vor marca o scădere față de astăzi și vorbim de maxime ce vor porni de la 20 de grade prin estul Transilvaniei, prin nordul Moldovei și cel mult 29-30 de grade în Oltenia. În capitală astăzi o temperatură de 33 de grade, însă și aici, după amiază mai ales și spre seară, probabilitatea pentru averse, pentru descărcări electrice va fi în creștere. Mâine pregătiți umbrelele pentru că vremea va fi în continuare instabilă și mâine vorbim de o vreme mai răcoroasă față de astăzi. Temperatura aerului nu va trece de 26 de grade Celsius. La malul mării astăzi vreme bună de plajă, temperaturi ridicate 29 de grade în nordul litoralului, 24-26 de grade în apă, însă mâine se strică vremea la malul mării și ajung ploile și acolo. La munte astăzi, deși atmosfera se menține una călduroasă și temperaturile ușor ridicate peste cele normale pentru această dată, vorbim de valori de 21-22 de grade pe Valea Pracovei, însă vor fi ploi și aici ce vor veni însoțite de tunete, de fulgere și vremea se va menține destul de capricioasă în următoarele zile la munte, vor mai fi ploi. Închei aici cu toate informațiile, Ana. Anca,